Traian Ungureanu, unul dintre cei mai înfocați băsiști, ăsta e cuvântul, nu? La modă când se vorbește despre susținătorii lui Traian Băsescu, mai sunteți și după congresul PDL băsist? Indiscutabil. Aici nu e vorba de o persoană sau de o apariție televizată, e vorba de o linie deschisă în politica românească, în viața publică românească, de președintele Traian Băsescu. Păi și linia asta rămâne în vigoare. Cum rămâne cu gestul la revedere PDL? Dumneavoastră nu i-ați făcut la fel? La revedere, rămâne, că ați rămas cu Vasile Blaga. Deci rămâne așa cum a fost, rămâne un gest. Cum spun aici, nu e vorba nici de oameni, nici de gesturi, nici de pornirea mea sau altuia dintr-o seară sau după un eveniment, e vorba de o linie generală. Eu nu mă pot dezice și nici nu vreau și nici nu cred că e bine să mă dezic de o linie în care cred, într-adevăr. În ce linie credeți? Că acum nu e mai... linia care a deschis în România pentru prima dată calea justiției, unei justiții credibile, dacă e să vorbim de un subiect foarte actual de altfel. E linia care a deschis pentru prima oară o reflexie matură și responsabilă a României ca stat membru în Uniunea Europeană. Pentru prima oară că ne-am pus problemele europene așa cum trebuie să și le pună un stat membru și nu o marionetă care se preface că e adeptă a valorilor europene. Asta e linia. E o linie anticorupție, e o linie care eu cred că a împiedicat evoluția României după 2004 pe un profil ucrainian. După negocierile cu Victor Ponta pe tema numirilor procurorilor șef, pe tema noilor șefi în justiție, mulți au început să ridice semne de întrebare că linia asta, justiție corectă, cel puțin asta, mai e urmată de Traian Băsescu. Bun, se pot întreba, și ăsta e un câștig, oamenii au dreptul la gândire critică. Eu remarc, din toată aglomerarea de declarații și interpretări pe tema justiției, așa cum au fost ele făcute recent, remarc așa, că am ajuns într-o situație periculoasă, într-adevăr, în care la ședințe de partid, pur și simplu, se discută numele procurorilor buni sau răi, preferați sau indezirabili. La ședințe de partid, între actori politici mari, premier, președinte, bun, nici asta nu e în regulă. Premierul și președintele au atribuții în linia asta. Au atribuții să facă, unul să facă o procedură de selecție, celălalt exact. Să execute un gest formal, exact. Numirea. Exact. N-au atribuții, nu scrie nicăieri că trebuie să discute între ei. Bun, eu nu știu ce au discutat între ei. Știu ce a discutat PNL-ul însă. Și asta mi se pare scandalos, ca un partid sau o alianță, cum e USL-ul, să ia la purecat lista cu procurori și să pună aprobat sau respins în prezența lui Dan Voiculescu, care devine arbitru situației și potențial. Da, de unde știți că s-a întâmplat asta? Așa am auzit. Dacă nu e așa, o să-mi spună cineva de la USL cu credibilitatea care îi înconjoară de regulă. Și mai spun un lucru, ca să vedeți ce înseamnă să te ții de o linie. Linia de care vorbim e a președintelui Băsescu și a PDL-ului. Aș spune că PDL-ul rămâne singurul partid din România care nu s-a ocupat cu așa ceva. Care n-a participat la demonstrații de sprijin pentru inculpați, n-a făcut coadă la DNA, n-a pichetat tribunalele, a suferit cât a avut de suferit în urma sentințelor care au scos din cursă, pe bună dreptate, un politician sau altul PDL, și am mers mai departe. Dar ce a făcut președintele Traian Băsescu? Cu toată onestitatea și răceala, dacă vrei, se cheamă negociere pragmatică sau capitulare de la o linie? Nu știu ce a făcut președintele Băsescu. Eu continui să cred că președintele a făcut ce trebuia să facă, adică și-a exercitat prerogativele. Dacă e capitulări, mi se pare mult spus. Și n-aș vrea să intrăm într-o discuție de altfel foarte frecventă și foarte căutată în politica românească, o discuție de tip conspirativ. Nu cred în asemenea lucruri. Da, am văzut cu toții, de pildă, discursul de aseară. V-a convins? L-am văzut. Impresie v-a lăsat după discursul de aseară Traian Băsescu, după explicațiile de aseară, mai bine zis, legate de motivele pentru care a acceptat lista lui Victor Ponta, lista de procurori. Dar s-a exact impresia unui discurs explicativ. Pe de altă parte, cred Dar v-au convins explicațiile? Eu nu sunt un expert în materie.
discutați cu cineva care e mai degrabă observator. Nu am competența necesară unor observații de finețe sau a unor nuanțe importante. Pe de altă parte, cred că toată discuția, i-aș spune chiar larma care s-a creat de săptămâni și săptămâni pe tema procurorilor, a procedurilor, e un pic, după părerea mea, repet, și nu e vorba de o părere de expert, cred că e un pic nu exagerată, pentru că lucrurile astea sunt importante, dar trece un pic pe deasupra publicului, care nu cred că mai înțelege mare lucru din această încăierare procedurală. Cred că e mult mai simplu pentru toată lumea să se raporteze la ce știm de astăvară, când am fost puși în fața unui cadru limpede și clar prin intervenția Comisiei Europene. Cred că ăsta e cadrul de referință. În rest, e o discuție care, repet, bine amintit cadrul ăsta de referință, Traian Ungureanu, pentru că Traian Băsescu a contat pe sprijinul Comisiei Europene în vară la referendum, a contat pe sprijinul Bruselului și aseară l-am auzit stupefiant declarând, întrebat fiind dacă a dialogat cu Comisia Europeană pe tema asta, numirea noilor șefi în parchete, că el discută cu legea, nu cu altcineva, cu legea românească. Da. Parcă Antonescu vorbea în termenii ăștia. Traian Băsescu n-a contat pe sprijinul Comisiei Europene, pentru că Comisia Europeană n-a făcut politică în România astăvară. Comisia Europeană a repetat, ca să spun așa, a reafirmat valori europene valabile în orice stat membru. Asta nu înseamnă că a dat sprijin cuiva și că acel cineva a contat pe intervenția Comisiei Europene. Intervenția Comisiei Europene a fost naturală și normală. În ce privește legea românească versus Comisia Europeană, versus rigorile Comisiei. Comisia Europeană a reamintit tuturor într-un comunicat că n-a renunțat la exigențele din MCV, care presupun procedură transparentă, adică ceea ce au cerut procurori în frunte cu Daniel Morar. Eu nu știu, dar acum, ce crede Comisia Europeană? O să vedem ce crede Comisia Europeană despre lucrurile astea. Dacă, într-adevăr, rezultatul analizei Comisiei este că procedura a fost transparentă, o să aflăm. Nu pot eu să spun acum dacă au fost sau nu transparente. Legea românească e în vigoare, evident, la fel și setul de angajamente și obligații care revin unui stat membru al Uniunii Europene. Stați un pic așa, ce transparență am avut aici când Victor Ponta a scos din pălărie 5 nume și s-a dus cu ele la CSM? Și președintele zice că sunt bune. Nu. Ce transparență? Eu nu pot să intru, nu intru în discuția asta, pentru că, repet, nu am datele pentru a pune în scenă o asemenea dramoletă. S-a dus, a spus, a făcut, avea o listă, nu știu lucrurile astea, nu cred că putem înainta prea mult pe linia asta. Aici sunt fapte, e simplu. Nu e nicio conspirație, nu e nicio speculație. Ne-am pomenit cu 5 nume. Nu știu faptele, cum au fost alese, ne-am pomenit cu ele pe masă. Posibil, repet, dacă ieșim din studiul ăsta, multă lume nu înțelege ce discutăm aici. Mie mi se pare mai important altceva, că USL-ul, și asta cred că se vede bine și din afară, USL-ul a trecut prin prima lui criză majoră atunci când s-a ajuns la justiție și, mai precis, la numirea marilor procurori, ca să zic așa. Nu când a fost vorba de, să zicem, regimul fiscal în România. Aici s-au înțeles perfect. Oricine muncește trebuie jupuit de viu. Nu când s-a pus problema sectorului agrar. Iar s-au înțeles. Are omul un hectar în plus de pământ? Pe el, cu bilurile. Deci criza a intervenit în USL atunci când a fost vorba de justiție și asta mi se pare foarte grav. Avem de a face cu o alianță politică, o alianță politică deja consolidată, care se definește prin ce? Printr-un obiectiv principal, care este acapararea justiției. Acolo e problema și acolo e pericolul. Nu riscă Traian Ungureanu, nu riscă președintele Băsescu să strice acum, la sfârșit de mandat, ce s-a făcut bun în justiție în ultimii 8 ani cu ajutorul unor oameni ca Daniel Morar, ca Monica Macovei? Nu cred lucrul ăsta. Eu cred că justiția e consolidată, cred că nu mai poate fi stricată sau avariată de nimeni, decât în condiții de asediu, cum era să o pățim astăvară.
Cred că Monica a făcut un lucru bun, domnul Orar a făcut un lucru bun. Apropo de Monica, cred că, bun, deși nu suntem 100% de acord în toate chestiunile, îi datorez o reparație și trebuie să o spun deschis, atunci când recent am amintit că a fost procuror comunist, da, a fost o greșeală și eu am fost ziarist comunist. Discuția e alta, nu ce a fost unul sau altul înainte de 1989. Am văzut și m-am mirat Traian Ungureanu, pentru că te știu de atâta vreme, o știu pe Monica Macovei și am rămas uluit de faptul că ați făcut-o procuror ceaușist, așa cum... Nu, comunist, nu. Procuror comunist, da. Așa cum adversarii cei mai înverșunați... Da, nu m-am gândit la adversari. Nu m-am gândit, da, la adversari. Dar la ce v-ați gândit? Nu, la nimic, probabil. M-am gândit... M-am lăsat dus, ca să zic așa, de propriul meu elan polemic și retoric. Și e o scăpare, o recunosc, îmi pare rău, sper să mergem înainte și după această mică remarcă nefericită, până la urmă. Da, de unde până unde elanul polemic și acum retoric? Ce facem aici? Nu, facem nu. Analiza lui Ungureanu pentru... Nu. Încercam să-mi imaginez cum au ajuns doi oameni care au fost de aceeași parte a baricadei ani de zile în situația asta. Nu, sunt de aceeași parte a baricadei, nu înseamnă că se suprapun 100%. Eu am retras ce am spus, dar în linia mare de acțiune, cred că nu ne desparte nimic sau nimic important. Nu văd de ce trebuie să analizăm acum o presupusă dușmanie. Nu există. Monica Macovei... Tot cu Monica discutăm. Mai e în PDL? Păi, după ultimele cercetări, da. Adică mai vine la ședințe, mai participă Cristian Preda, grupul reformiștilor. Da. Acum nu trebuie luați la nu trebuie luat o condicat de prezență. Sunt în PDL, avem convenție, Consiliu, scuze, CNC, cum se zice în limbajul inițiaților, mâine, și sunt sigur că vor fi prezenți acolo. Am discuții mai mult decât frecvente cu ei despre ce credeți oare. Exact despre lucrurile pe care le discutăm și acum. Și despre șansele dreptei, cred că asta e un lucru foarte important. Ce se va întâmpla cu dreapta în România, o dreaptă despre care tot discutăm, o tot împingem, o tot fabricăm, dar ar fi bine să o și punem în mișcare. Vom discuta și despre dreapta, dar până să ajungem acolo, ultima impresie legată de ce s-a întâmplat în justiție de data asta, foarte subiectivă, impresia multora Traian Ungureanu e că asistăm la o frăție politică împotriva justiției independente după 8 ani în care politicieni mari și mici au ajuns la închisoare. Deci, mai explicit, oamenii ăștia cu Traian Băsescu, Victor Ponta în frunte și-au dat mâna și-au zis gata, ajunge. Am zis că nu intrăm în conspirații. Singurul lucru pe care îl cunosc cu certitudine este, și repet, că PDL-ul nu a făcut niciodată nimic pentru a fi acuzat de așa ceva. Aș spune așa, MP, PDL, mai puțin PDL, da? Am avut demnitari de partid cu dosare, au fost judecați, așa cum a stabilit justiția, așa a rămas. Deci PDL e, din punctul ăsta de vedere, curat, dacă tot căutăm elemente pentru o Românie curată. Sau, dacă vreți, este agnostic în ce privește justiția. În rest, da, putem discuta, așa cum am văzut, în cazul celorlalte partide, putem discuta, din păcate, de tot felul de formule de ingerință și de, aș zice, chiar nesimțire și irresponsabilitate. Demonstrații la Megidia, mitingul frăției hoților la Pitești, la Argeș. Din păcate avem mult de discutat aici.